Eu v-am pregătit o scurtă prezentare a rezultatelor programului Bibliomed. Bineînțeles că dacă e nevoie, puteți să-mi puneți întrebări și să lămurim anumite lucruri. Dacă doriți o prezentare a comunei noastre, dacă vreți să vă dau alte informații, la fel, mă întrebați și vă voi răspunde la toate întrebările, dar după cum chiar dumneavoastră mi-a spus, timpul este cam scurt. Și atunci mă rezum numai la prezentarea programului Biblionet de la Pietrat, rezultatele înregistrate de micuța noastră bibliotecă în timpul acestor frumoși ani. Pentru mine, uimitor, extraordinar. Sunt bibliotecară din 1990. Deci știu cum era și înainte și de Revoluție. Știu cum era și imediat după Revoluție și știu cum a fost și după programul Biblionet, după ce am intrat în programul Biblionet. Diferențele sunt colosale, cred că v-ați lămurit dumneavoastră și la Biblioteca Județeană când vi s-au făcut prezentările. Dacă n-ați voie, mă aștept. Am să spun să ajung la laptop. Și să-mi scuzați în ordine, întotdeauna am, chiar dacă ar fi trebuit să nu le mai am. Cam cum era biblioteca noastră la început. Dacă vă uitați în imaginea de sus, biblioteca era situată în incinta Căminului Cultural, cum erau toate bibliotecile pe vremea aceea, înainte de programul Biblionet. În două cămăruțe mici, toate rafturile, 20 câte am aici, înghesuite. Vă spun sincer, când se lua curentul, nu reușeam nici să citesc un rând eu, dar nu trebuie să fac altceva. Ce a urmat? În anul 2009 am mutat biblioteca de la Căminul Cultural în acest spațiu, special pentru a fi inclusă în programul Biblionet. Nu făceam mutarea aceasta, nu primeam acces în programul Biblionet, asta mi s-a spus de conducerea bibliotecii județene, după cum știți, erau niște condiții obligatorii. După ce am intrat în programul Biblionet și pot să spun chiar prima pe listă, în urma mutării, au urmat multe cursuri, multă muncă, multe emoții, termene limită, proiecte peste proiecte. În anul 2010 am început, în urma cursurilor derulate la Biblioteca Județeană, de dezvoltarea serviciilor noi de bibliotecă, cu sprijinul trainerilor noștri, am început să implementăm anumite idei și să creăm licenților, servicii destinate șomerilor, servicii